Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre speciile de pește care formează frecvent obiectul pescuitului sportiv. 1. Crab, lunile de reproducție, luna a 4-a, 5-a și a 6-a, greutatea obișnuită 0,400 până la 2 kg, apele populate, baltă și râuri șes, numărul de câlge folosite la prindere 3, 5 și maxim 5, 7, lungimea legală de pescuit 30 cm în sus. Al doilea, ștuca, lunile de reproducție, luna a doua, a treia și a patra, greutatea obișnuită 500 de grame până la 1 kg, apele populate, baltă și râuri șes, numărul de câlge folosite la prindere, 1, 2, 3, duble, 18, 20 și 22, un luci. La lungimea legală de pescuit nu are. Al treilea, somn, lunile de reproducție, luna a patra, a cincea, a șasea și a șaptea, greutatea obișnuită 20-40 de kilograme, apele populate, baltă și râuri șes. Numărul de cârlige folosite la prindere 1, 2, maxim 2, 4. Lungimea legală de pescuit nu are. Linu. Lungimea lunile de reproducție a 4-a și a 5-a, greutatea corporală 0,500 de grame până la 1 kg, apele populate baltă și râuri de șes. Numărul de clăge folosite la prindere 6-7, maxim 10-11, lungimea legală de pescuit nu are. Alta, băbușca, lunile de reproducție a 5-a, greutatea obișnuită 80 până la 200 de grame, apele populate baltă și râuri șes. Numărul de cârlige folosite la prindere 10, 12, 14. Lungimea legală de pescuit 12 cm în sus. Carasu, lunile de reproducție a 5-a și a 6-a, greutatea obișnuită 80 până la 250 de grame, rar 1 kg. Apele populate, baltă, râuri șes și deal. Numărul de cârlige folosite la prindere, 7-8, maxim 8-10. Lungimea legală de pescuit, 12 cm în sus. Oblet, lunile de reproducție a 4-a, a 5-a și a 6-a. Greutatea obișnuită, 40 de grame. Apele populate, baltă și râuri șes, numărul de cârlige folosite la prindere, cârlige mici, plase, lungimea legală de pescuit nu are. Roșioară, lunile de reproducție a 4-a, a 5-a și a 6-a, greutatea obișnuită 2-300 de grame, apele populate baltă, râuri șes și deal. Numărul de clăge folosite la prindere 10, 12, 14, lungimea legală de pescuit 12 cm în sus. Biban, lunile de reproducție a 4-a, greutatea obișnuită 200 până la 500 de grame, apele populate baltă și râuri șes. Numărul de clăge folosite la prindere năluci 8, 12, după aia 3, 9, la lungimea legală de pescuit nu are. Plătică, lunile de reproducție, luna a 4-a și a 5-a, greutatea obișnuită 500 de grame, maxim 1 kg, apele populate baltă și râuri șes. Numărul de clăge folosite la prindere 8-10, maxim 10-12, lungimea legală de pescuit 12 cm în sus. Scobar, lunile de producție a 4-a și a 5-a, greutatea obișnuită 100 până la 100, rar 1-2 kg. Apele populate, găsim numai râuri la deal și la munte. Numărul de cârlige folosite la prindere 8-12, lungimea legală de pescuit 20 de cm în sus. Lipan, lunile de reproducție a 4-a, a 5-a, greutatea corporală 350 de grame, rar 1 kg. Apele populate, râuri numai de munte. Numărul de cârlige folosite la prindere 6, 8, 10, 12, 14, 16, muște artificiale. Lungimea legală de pescuit peste 25 de centimetri. Păstrăv, lunile de reproducție a 9, a 10, a 11, greutatea corporală 150 până la 1,3 kg.
apele populate, râuri, munte, numărul de cârlige folosite la prindere, 5, 6, 7, 8, 8, 10, muște, cosaj, lungimea legală de pescuit, 20 de centimetri și ultima, calcan, greutatea obișnuită, 6-8 kg și apele populate, râuri mare, numărul de cârlige folosite la prindere, plase, la lungimea legală de pescuit, nu are. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!